camarazi, știți și voi că în sute de ani și mii de ani de când suntem pe acest pământ, am avut și genii, am avut și eroi, am avut și lichele, și canale, și trădători. Ca orice popor am avut de toate, știți? Deci de la sublim la josnicie. Astăzi vreau să vă vorbesc în câteva cuvinte despre cineva care e destul de puțin cunoscut în România. Bine, e poveste mai veche, cam de 100 de ani, dar e o parte din istoria noastră, din genul nostru românesc. E unul din cei care au făcut cunoscută România și steagul românesc pe planetă. O să vă vorbesc despre Jean Negulescu. E singurul român care a luat premiul Oscar la Văcari. A fost regizor, scenarist, producător de film și pictor. E singurul român, de altfel, care are o stea pe celebra alee Walk of Fame, știți? Filmele lui au primit 4 Oscaruri ca să-și plătească studiile la Paris, unde s-a cunoscut cu celebrul Constantin Brâncuș, genial geniu al nostru, Oltean acesta, pentru că era Oltean cu Fusei Mădusei. Așa, a spălat vase la Paris și a fost dansator. A ajuns la Hollywood mai târziu datorită soției sale americane, care era foarte bogată, o femeie care fusese divorțase, deci era urât văzut la vremea aia. S-a însurat cu ea și prin ea a urcat spre succes. Filmele sale au avut protagoniști celebri, precum arhicunoscuta Marilyn Monroe la Femme Fatale, Femeia Fatală din anii 40-50, Cary Grant, Greta Garbo, Sofia Loren, celebra italiancă care a făcut legendă de fapt, Fred Astaire, Lorin Bacall sau John Crawford, știți, nume mari în anii 40, 50, 60 în cinematografia mondială. Trebuie să știți că primul film Titanic cu sunet a fost făcut de el în 1953. Deci prima versiune a filmului Titanic care avea și sunet a fost făcut de Jean Negulescu în 1953. Filmele sale au avut peste 31 de nominalizări la Oscar. A fost unul dintre cei mai de succes regizori din Hollywood din anii 40, 50, 60, dar e aproape necunoscut în România. S-a născut în familia unui bogat negustor craiovean, Gheorghiță Negulescu, și a părăsit țara la 20 de ani. Înainte fusese voluntar la Crucea Roșie, mă rog. Înainte să plece din țară la Iași la un concert al maestrului George Enescu, i-a făcut o schiță, un portret, pe care maestrul a cumpărat plătindu-i echivalentul a 3 cai buni, înțelegeți? Tatăl său, fiind negustor, vroia să-l pregătească și pe el ca negustor să preia afacerile familiei, dar el era mai boem, așa știți? Taică-s-l trimite ca student la științe economice la Paris, dar el s-a înscris la școala de arte, știți? Bineînțeles, ceartă în familie, taică-su i-a tăiat ajutorul financiar, a făcut tot felul de munci ca să se întrețină, între altele a spălat vase la un celebru restaurant la Paris și după aia a fost
dansator tot la un român, la celebrul Hotel Negresco de la Nisa, știți, care s-a făcut acum câțiva ani, să deschisese și pe București ceva, un fel de filială a lui Negresco. În perioada cât a trăit la Paris, știți, anii 20-30 la Paris în secolul trecut, Parisul era orașul lumină, toți scriitorii, pictorii, artiștii, toți veneau la Paris, era meca intelectualilor, știți? Prin Constantin Brâncuș, care era oltean de-a lui Brâncuș, el era de la Craiova și Brâncuș era de la Târgu Jiu. Bineînțeles că a cunoscut multă lume bună, inclusiv pe celebrul spaniol Pablo Picasso, celebrul pictor, pe celebrul Tristan Tzara, care, dacă nu mă înșel, era din Bucovina, și pe René Clair, celebrul actor francez. La Brâncuș acasă se mânca fripturi cu varză acră și castraveți murați și după aia se bea șampanie franțuzească, știi bine, erau boemii, așa. Brâncuș era un țăran român de geniu, singur în mijlocul rafinamentului strălucit al Parisului, știi? Odată făcea o sculptură pe în curte și a început să plouă. Era Brâncuș și încă doi artiști celebri și, normal, cum era atelierul acolo, curtea era mai pe un boscheț, așa s-a făcut nămol. Așa, și cei trei, Brâncuș și ceilalți doi, au început să joace până nămolul ăla. Și Negulescu i-a zis: maestre, cum se poate ca niște oameni în toată firea să vă jucați până noroi? Și Brâncuș a zis, zice, să ții minte toată viața ce spun acum: când nu mai suntem copii, suntem morți. Și a ținut minte toată viața vorba asta de la Brâncuș. Deci când nu mai suntem copii, suntem morți. Așa. A fost, v-am zis, dansator la Hotelul Negresco de la Nisa. După ce s-a căsătorit cu o americană care e bogată, a trăit la New York, după aia la Washington. Într-un târziu a băgat divorț. Probabil că femeia era chitită pe divorțuri, că mai avusese unul. Bine, era și bogată, mă rog, e mai dificil dacă el e sărac și femeia e bogată, ea are pantaloni. Deci a divorțat și s-a mutat în California, s-a dus la Hollywood, a lucrat pentru Paramount și Warner Bros., așa, filme mari în cinematografie. Cel mai cunoscut film al său a fost de Cum să te măriți cu un milionar, celebrul film, așa. Bineînțeles, fiind regizor, producător și scenarist, a avut și idile, în afară de cea cu Greta Garbo, a avut și cu Marilyn Monroe, când a filmat cu ea odată, a avut o scurtă idilă. Ultimii ani din viață și a petrecut la Marbella, în Spania. Deci a trăit între 1900 și 1993, când a murit. Prin 68 a vizitat și studiourile Buftea din România. I-a plăcut, a văzut filmele Daci și Columna, care l-au impresionat. Deci v-am povestit despre un român mai necunoscut de-al nostru, care a câștigat Oscar. De altfel, e singurul care a câștigat patru Oscar. Niciun alt român n-a câștigat patru Oscar sau măcar unul. Am mai luat și noi premiul Nobel, dar la Oscar el a fost singurul, de Jean Negulesco de la Craiova. Să-i fie țărâna ușoară. Vă pup cu drag. Pa, camarazi!